Cei patru surzi. Starețul unei mănăstiri i-a grăit odată slugii sale: șoareci gospodăresc prin hambarele noastre, du-te până în sat și adu o pisică. Sluga era cam tare de ureche, de aceea, văzând în sat o fetiță care legăna un prunc, i-a spus: starețul mi-a poruncit, nu știu de ce, să-i aduc la mănăstire o bibilică. Dar fetița, și ea cam fudulă de urechi, a țipat: fetică? Ce fetică? Pentru nimic în lume nu-mi dau surioara! Și tare mânioasă a ridicat mâna să-l lovească. Atunci s-a burzuluit sluga și a răcânit: păcătoasă, cu te să-mi frunzi un slujitor al domnului! Și îmbrâncind fetița, a făcut cale întoarsă. Îndată fetița a dat fuga până la maică sa, care era și ea surdă ca o ciubotă, și i-a spus: starețul a poruncit, nu știu de ce, să-i ducem fetica la mănăstire. Mama cea surdă s-a năpustit în grădină, lungit pe o rogojină la umbra unui tamarind. Bărbatul ei, tot fudul de ureche, se juca acolo cu pisica. Gătește-te de drum, i-a spus femeia, starețul a poruncit, nu știu de ce, să-i ducem la mănăstire vițica. Bine, i-a răspuns surdul, pisica? Fie și pisica, dacă-i vorba de slujitorii domnului, nimic nu-mi pare prea scump. Și, vorbind așa, a luat pisica și a pornit către mănăstire. Starețul a văzut țăranul venind cu pisica și atunci le-a spus călugărilor: știți, nimeni nu-mi împlinește poruncile mai bine decât sluga noastră cea surdă.